Hotărârea a venit în urma unui proces penal de luare de mită de la Curtea de Apel Mureș, în cadrul căruia avocații unui medic suspect de mită au susținut că acesta nu este funcționar public, deci nu poate răspunde în fața legii. Judecătorii de la Curtea Supremă i-au contrazis, argumentând că orice ban primit fără chitanță este considerat mită. La sfârșitul anului 2014, Colegiul Medicilor cerea parlamentarilor schimbarea codului penal, astfel încât medicii să fie considerați liberi profesioniști, nu funcționari publici. În prezent însă, toți medicii angajați la stat sau cei cu cabinete private, dar cu contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, sunt considerați funcționari publici.